Deci vrei să o dăm parte în parte tu? Da, am același tricou, nu am mai multe tricouri negre, îl am doar pe ăsta, îl spăl și îl îmbrac de fiecare dată și de acum încolo o să mă îmbrac numai și numai așa. Sunt sărac, ai mei au fost săraci, eu sunt sărac și trebuie să duc tradiția mai departe. Bun, Howles Bowles 3, m-am gândit să vă prezint iar cum fac un instrumental și o să fac de acum acolo instrumentale care nu sunt genul meu. Și de ce spun asta? Pentru că dacă ar fi să fac un instrumental care să-mi placă și pe care să scriu, n-ar fi tocmai ideal să vi-l arăt cum îl fac înainte de a publica piesa. Așa că o să fac instrumentale de genul ăsta. Încă o mică precizare, am primit mai multe întrebări pe Facebook despre ce aparatură folosești și cam cât costă. Cât costă e irelevant pentru că prețurile erau altele când le-am cumpărat eu, dar o să fac un video dedicat cu ceea ce folosesc și vă lămuriți atunci ce și cum. În principiu nu e mare scofală, după cum spuneam, sample, tobe, bass și așa mai departe, că în fond și la urma urmei asta înseamnă hip-hop-ul. Mulți ați înțeles ce vreau să fac aici și mulți n-ați înțeles. Aceste filmulețe nu au scopul de a învăța oamenii să facă instrumentale, ci mai degrabă de a arăta cum le fac eu. Ca să fie clar pentru toată lumea, vă salut pe toți. Bun, să începem. Ăsta e sample-ul pe care l-am ales astăzi. Și niște tobe, le-am pus în aceeași cheie și tobele și basul și în afară de Zmeu Ninja Motherfucker, că nu are rost, dar hey! Zmeu Ninja Motherfucker și basul la fel.
motherfucker. Cam asta a fost și pentru astăzi. Nu mă așteptam să iasă așa bine. Spune-mi ce crezi despre porcăria asta.